Iubitul lui Loret depistat pozitiv după ce a consumat substanțe interzise, ce spune, după ce a fost prins drogat și cum se apără fotbalistul, știe colegul meu, Robert Costache. Robert, bun găsit! Da, bun găsit, după ce a fost depistat pozitiv la testul de substanțe interzise pe care l-a efectuat după meciul pe care Dinamo l-a câștigat în fața celor de la FCSB, fotbalistul Magaie Gueye a fost suspendat și riscă chiar să fie exclus de la Dinamo. Totuși acesta se apără și spune că la mijloc ar putea fi vorba chiar despre o înscenare. Totuși acesta recunoaște că cu o seară înainte de meci era participat la o petrecere, însă susține că nu ar fi consumat substanțe interzise. De altfel, chiar managerul lui Dinamo, Mario uh, Nicolae spune că fotbalistul a fost șocat la primirea acestei vești și că el nu urmărește presa și a aflat veștile chiar de la el și acum citez. Este în stare de șoc când l-am sunat, nu urmărise presa, era buimac. Nu cred că juca teatru, mi-a zis că de la mine află. Nu-i venea să creadă, de altfel managerul și a mai spus și că fotbalistul nu a avut niciodată, a avut un comportament exemplar și nu a, nu a dat niciodată semne că ar putea consuma substanțe interzise. Și acum citesc din nou. Cum să ne dăm seama, la nivel de club totul a funcționat perfect. Venea la antrenamente, se pregătea exemplar, dar nu totul e cum pare. El avea o atitudine bună. De unde să-ți dai seama că a luat ce a luat? Nu e ca și cum ar fi venit băut și ar fi mirosit a băutură. Noi am încercat să o contactăm și pe Loret, pe iubita acestuia, însă acesta nu a vrut să dea nicio declarație. Robert, mulțumesc.